Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal, vă spune Bogdan Enache. Mi-am pus iar tricoul cu Tetris, dragi prieteni, pe mine. Din punctul meu de vedere, ceea ce este la Ploiești este un balamuc general. Fiecare, nu s-a întâmplat absolut nimic. Ploieștenii reclamă tot felul de lucruri, iar din fericire văd că și contracandidații sau candidații, contracandidații actualului primar, încep să enunțe proiecte, fiindcă ploieștenii au nevoie de proiecte, au nevoie să se întâmple lucruri. Ultima idee apărută în spațiul public, în spatele meu se află un bloc, suntem pe Cosminele, se referă la, este o idee a domnului Andrei Volosevici, să punem lifturi la blocuri. Mulți au spus țara arde, iar Ploieștiul se cheaptă. Alături de mine se află domnul arhitect Răzvan Enescu. Bine, vă mulțumesc, domnule arhitect, bună ziua, că ați acceptat invitația. Sunteți arhitect, suntem pe Cosminele, am văzut că oamenii își pun rufele acolo unde pot. Cum mi se pare ideea aceasta? Mă întreb și calitate de ploieștean. Mă scuzați, mai zâmbesc din când în când. Și de arhitect mai ales. Nu ați venit cu acea idee, cu pasajul. A stârnit ceva rumoare în spațiul public. Vă mențineți, nu? Eu mențin, da, bineînțeles. Nu știu dacă domnul primar își menține ideea cu lifturile. Pe cum nu? N-a dezmințit-o. Nu știu, dumneavoastră se răzgândește destul de des. Deci, la blocurile cu 4 etaje, fiindcă Ploieștiul a rezolvat problemele... Aici fac eu o mică paranteză. La unele blocuri cu 4 etaje, pentru că sunt blocurile acelea care au scară în interior, nu cred că va dori nimeni prin bucătărie să aibă un hol de trecere pentru lift. Vorbim doar la blocurile acestea... Cum a zis? Prin holul? Prin bucătărie să aibă un hol pentru lift. Doar la blocurile care au aceste luminatoare. De-aia s-a referit domnul primar la blocurile de pe Cosminele. Am înțeles. Sunt mai multe blocuri care au luminatoare. Da. Din punctul meu, eu am locuit chiar într-un asemenea bloc cu 4 etaje. Chiar la etajul 4 am stat... Eu încerc să mă abțin, fiindcă încerc să rămân cât pot de obiectiv. Spuneți-vă, rog, cum mi se pare această idee, domnule arhitect? Știți că este o vorbă românească, ce trebuie chelui tichie cu mărgărita. Da, bun, noi în momentul de față avem blocuri care sunt într-o stare destul de proastă din punct de vedere al aspectului, dar numai al aspectului și al eficienței energetice. Da, oamenii ar avea nevoie, de exemplu, de termoizolare, mult mai mult decât de lifturi. Și noi vorbim de niște lifturi care, atenție, nici nu ar aduce vreun beneficiu. Ba da, că asta spune, sunt vârstnici la etajul 2, 3, 4 care ar urca cu liftul. E o mică problemă. Dumnealui n-a luat în considerare un anumit aspect. Ca cineva să poată folosi lifturile, trebuie să urce jumătate de nivel de la parter până la jumătate la supantă, da? Și apoi cel care stă la ultimul etaj trebuie să mai urce încă jumătate de nivel. Deci scările nu vor fi scoase din ecuație. Aici este problema principală. Plus, din punct de vedere tehnic, aici trebuie făcută o expertiză să vedem dacă se pot sparge aceste blocuri din panouri mari. Trebuie sparte. Ca să putem face o ușă a liftului, noi trebuie să spargem niște panouri din beton armat. Să vedem dacă expertiza ne permite așa ceva. Și în perioada când se spar, bănuiesc că noi urcăm, o să fim Spider-Man. Nu vom fi Spider-Man, dar... Să credeți în această idee, haideți să o luăm cu începutul. Este o porcărie, haideți să fim direcți și cinstiți, este o porcărie această idee. Nu putem să gândim așa ceva, adică noi în momentul de față, repet, avem niște blocuri ineficiente energetic. Oamenii aceștia plătesc de 3 ori mai mult căldura decât dacă ar fi blocuri termoizolate și noi vorbim de niște lifturi. Sunt apartamente construite în aceeași perioadă, în Berlin, mai ales în Germania de Est, care nu au lifturi în momentul. Eu n-am văzut în Germania blocuri cu 4 etaje cu lifturi, asta o spun dincolo de ceea ce a spus dumneavoastră, poate în cartierele private, dar nu au 4, acolo au 2, 3, adică nu prea sunt cu 4. În rest, eu n-am văzut nici bucățică de lift. Ar fi de dorit să avem lifturi, dar în momentul de față... Dar nu trebuie construit, vă întreb tehnic, aceste blocuri rezistă, ca să zic așa? Adică n-ar trebui conceput de la început să fie cu lift? Sunt structuri independente, da, se pot construi aceste lifturi, dar sunt irelevante, sunt inutile în momentul de față. Da, pot fi 2-3 persoane care au nevoie... Mi se pare o prioritate? Nu este o prioritate. Din punctul meu de vedere, poate o rampă, să există niște rampe mobile pentru persoane cu dizabilități, care se pot furniza pentru fiecare scară de bloc sau pentru fiecare asociație. Cred că ar fi mai relevant o astfel de rampă. Costă în jur de 15-20 de mii de lei. Este o investiție care este cam 1% din investiția. Și rampa aceasta ce să facă? Să ajute persoanele cu dizabilități să ajungă la etajul 4, de exemplu. Există niște rampe mobile. Aha, astfel încât să
nu mai urce pas cu pas, să fie... Bineînțeles, soacra mea, din nefericire, este o persoană cu dizabilități, avem o astfel de... Un astfel de... Când ați auzit ideea, arhitectul noastră ce a zis? M-am crucit. Da, este, v-am spus, asta îi trebuie, cheluie tichie cu mărgărița. Dar ce-i trebuie? Pompierul Andrei vrea să mai vină cu o idee, nu știu, de data asta să monteze niște lifturi. Spun pompierul Andrei... De ce spuneți pompierul Andrei asta? Pentru că dumnealui stinge doar crizele. El are niște crize și le rezolvă. El nu dezvoltă orașul, doar rezolvă niște crize punctuale. Apropo de termoizolarea blocurilor, fiindcă aici o întreagă, am văzut că primăria a obținut, spune domnul primar, niște fonduri. Dumneavoastră, cum vedeți termoizolarea blocurilor, dacă vreți, în raport cu eficiența energetică? Adică, vedem și aici, unii au făcut, unii n-au făcut și sunt multe zone în Ploiești unde avem, la etajul 2 nu este, la etajul 1 și 3 este. Fiecare cum a avut bani. Haideți să vedem, este nevoie de așa ceva? Întreb. Uitați-vă pe fațada acestui bloc. Oamenii și-au făcut. Deci nevoia există. Uitați-vă doar la etajul 1, că la etajul 2 nu este ca să luăm acest bloc. Da, bun. Uitați-vă, oamenii au nevoie de așa ceva. Oamenii își dau seama că prin termoizolarea blocului consumul va fi mult mai mic. O estimare este că consumul ar fi aproximativ 30%, 30-40% din cât consumă acum. Adică oamenii, după ce vor termoizola, vor plăti o treime din factura la căldură. Așa mult să fie... Poate chiar mai mult, dacă se utilizează niște materiale. Să reduce factura undeva cu 60%, spuneți dumneavoastră? 60% cel puțin, factura de încălzire. Da. Factura, nu total și apă caldă, ci factura de încălzire se va reduce cu aproximativ 60%. Asta dacă se folosesc soluții normale, o termoizolație de 10 cm și niște tâmplării termoeficiente. Dacă folosim niște termoizolații de 15 cm, poate ar fi chiar mai mic. Adică un sfert, oamenii ar putea la credere chiar spre un sfert. Cum e campania până acum în Ploiești? Ce vă spun oamenii? Campania de termoizolare? Nu, campania de electorală, vă întreb. Știu că discutați mult cu oamenii, de asta vă întreb. Da, oamenii au o problemă. Până acum 4 ani de zile aveau multe probleme. Acum au o problemă dominantă. Pe lângă celelalte care au rămas sau chiar s-au amplificat. Adică poluarea n-a fost rezolvată, gunoiul ba e rezolvată, ba nu e rezolvată, termoficare e o problemă nouă care a apărut. Oamenii mai au o problemă dominantă. Toți oamenii spun un aspect. Sunt dezamăgiți de actualul primar și deja au devenit geloși, deja râvnesc la alte orașe. Și nu mai râvnesc la Brașov, la Oradea, la Sibiu, nu, râvnesc la Târgovice sau la Craiova. Bine, sunteți contracandidat, evident, că andați din partea Alianței Dreapta Unită. Pot spune oamenii, domnule, l-a trezit Enescu acum, normal că îl critică pe Volosevici. Nu doar Enescu îl critică pe Volosevici. Nu există niciun om cu care am discutat, niciunul, și am discutat cu sute de oameni față în față, cum discut cu dumneavoastră, da. Nu este niciun om să spună, a, domnule, Volosevici este un primar bun, a făcut ceva. Chiar acum 5 minute cu dumneavoastră am discutat cu o doamnă care l-a tocat pe domnul Volosevici. Și... Bine, acest proiect cu lifturile, mi-a promis că și eu mă număr printre oamenii care spun asta, mie mi se pare, domnule, le-a rezolvat pe toate. Și asta ne mai lipsea. Adică țara arde și Ploieștiul se piaptână, cum am spus și la începutul emisiunii. Ați ridicat un subiect extrem de interesant. Termoficarea. Ploieștiul s-a confruntat cu o criză fără precedent. Nu mai fusese apa oprită în urmă cu un an jumate. Nu fusese apa oprită de 30 de ani și 3 luni de zile. Ploieștenii au trăit în Ploiești ca și când ar fi fost nu știu în ce sătuc, din nu știu ce comună îndepărtată, adică n-am avut apă caldă, oamenii fierbeau din nou oala, ca vremea lui Ceaușescu, fierbeau oala pentru a se spăla și vă propun să vorbim despre acest subiect în minutele următoare. Revenim imediat. Dragi prieteni, undeva în jur de 100 de milioane de lei, 80-100 dacă nu mă înșel, domnule Enescu, anual, se duc către subvenționarea tarifului la gigacalorie, cu alte cuvinte, bani care pleacă din comunitate către subvenție, subvenționarea tarifului la gigacalorie pentru cei care locuiesc la bloc. Cei de la casă, e o altă discuție, că nu beneficiază de nimic. Nu beneficiază, dar plătesc, contribuie la taxe și imposte. Normal. Și cei care stau la bloc și au centrală. Da, exact. Am văzut la dumneavoastră pe Facebook că este o prioritate în programul dumneavoastră eficientizarea energetică. Da. Am vorbit un pic mai devreme despre anvelopare. Cred că face parte din același concept. Aici, în spate, avem burlane, cum să conducte, cum să le zicem? Sunt conductele de termoficare. Aceasta este rețeaua primară a Ploieștiului, aflată într-o stare
hai să zicem, deplorabile, dar gândindu-mă la București, sunt un pic mai bine decât cele din București. E bine că nu avem avarii majore. Aici vreau să vă spun, noi în momentul de față, în spate, nu avem rețeaua primară de termoficare, care, atenție, pentru domnul... Da. Suntem în vest. Suntem în vest, suntem lângă gara de vest, sub pasajul de la vest și pentru domnul pompier Andrei, actualul primar. Vă place asta cu pompierul Andrei? Îmi place foarte mult asta cu pompierul Andrei. Să știți că aici este o subtraversare pe sub liniile CF. Adică, apropo de rețeaua... A, de s-a putut. S-a putut aici și aici vorbim de o rețea sub presiune cu temperatură mare. Da, s-a făcut acum 40-50 de ani. Bine, atunci era altă tehnologie. Acum nu se mai poate. Acum nu se mai poate. Bun. Revenind la rețeaua... Asta apropo de pasajul, cred că acolo bateți, pasajul subteran, nu din centru. Vorbim de pasajul subteran, dar mai este o temă, canalizarea din Mitica Apostol, domnul primar spune că nu se poate face pe sub rețeaua CF. Uite că s-a putut face acum 50 de ani. Bun. Vă rog, nu confund, adică haideți... Revenind la subiectul... Tehnologia a regresat, nu a progresat la Ploiești. La Ploiești, doar în Ploiești. Revenind la rețeaua primară a Ploieștiului... Știți foarte bine că în București sunt avarii majore care acum încep să fie remediate. Ce se întâmplă cu aceasta? Da, știu și că la Oradea e sistemul eficientizat. Aveți dreptate. Noi în momentul de față nu avem avariile pe care le au cei din București. Dar în momentul de față suntem contra cronometru, suntem pe ceas. În 10 ani de zile o să avem avariile pe care le-au avut cei din București. De aceea este... Deci la asta spuneți că se degradează sistemul dacă nu vor fi investiții majore. În mod evident, există pierderi foarte mari pe rețeaua primară. Bineînțeles că trebuie să crească presiunea în rețeaua primară ca să poată să compenseze faptul că sunt pierderi majore. Da. Și cu cât este presiunea mai mare, cu atât rețeaua se strică. Dar pierderile sunt în tarif, evident că... Pierderile sunt în tarif. Pierderile nu sunt de fapt în tarif. Noi am vorbit mai devreme despre eficientizare. Prin eficientizare, cetățenii vor plăti mai puțin. Pierderile sunt plătite de toți cetățeni, da. De toți 200.000 de cetățeni, da? A, prin subvențiile. Prin subvenție, exact asta vreau să spun. În rețeaua primară, noi avem niște pierderi. Domnul primar a estimat că 50% se pierde în rețeaua primară. În alte estimări, între 100 și 150 de mii de gigacalorii pe an, noi pierdem în rețeaua primară. Bun, nu știm câte, însă, da, bun. Nu vreau să ne pierdeți, adică să intrăm foarte tare. Bun, haideți să ne gândim. Eu știu doar că în jur de 20 de milioane de euro anual din bugetul Ploieștiului să duc către subvenționarea tarifului la gigacalorie. Gândiți-vă că noi în momentul de față am economisit 50.000 de calorii, da? De gigacalorii, pardon, ori 100 de euro cât este subvenția pe care o dăm de la bugetul local. Da. Așa? Gândiți-vă că 5 milioane de euro ar fi o economie pe care ar face-o bugetul local doar din reabilitarea rețelei. De unde bani? Că ajunge, că știți, doamne, planuri avem toți, dar de unde bani? Că uitați, Ploieștiul nu are bani. Bugetul mare. E praf. E... Infrastructură mare. Noi trebuie să luăm, oricum, dacă am face-o din bugetul propriu al Ploieștiului, noi am amortizat această investiție în, să zicem, 7, 8, maxim 10 ani de zile, dacă am face-o pe banii ploieștenilor, dar există fonduri europene special pentru așa ceva. Dacă alte fonduri pentru investiții în structuri, inclusiv în grădinițe, se obțin mai greu, pentru eficiență energetică, Uniunea Europeană a prioritizat fondurile. Deci, pentru eficientizarea energetică a orașelor, a comunităților mari. Bineînțeles. Constanța, de exemplu, în momentul de față construiește o centrală nouă. Bine, ei au o altă situație tehnologică, ei, din câte știu, erau alimentați de la Petromidia. În momentul de față ei construiesc o centrală nouă cu aproximativ 150 de milioane de euro. Retehnologizează CET-ul. Bani de unde? De la Uniunea Europeană. 150 de milioane 150 de milioane de euro, bani pe care și noi am putea să-i accesăm. Și de ce nu-i accesăm? Asta a încercat accesarea unor bani pentru repararea rețelei primare. Am dat-o de la Consiliul Județean la primărie și în momentul de față am rămas într-o zonă. Noastră, pe înțelesul nostru, spuneți așa, că doar investiții majore la nivel de 10 de milioane, poate 100 de milioane de euro. Da. La cât estimați aceste investiții? Depinde. În momentul de față, pentru toată rețeaua primară, aproximativ 300 de milioane de lei. Bineînțeles, trebuie făcut... De lei?
300 de milioane de lei, deci doar undeva pentru... la 60 de milioane de euro, da? 60 de milioane de euro pentru rețeaua primară. A fost un proiect început de Consiliul Județean. Consiliul Județean doar o parte din rețeaua primară reabilita. Rețeaua primară e cam de 3 ori mai mare față de ce era proiectul Consiliului Județean. Aceasta este o sursă de venit. Haideți să o privim ca pe o sursă de venit. De ce spuneți asta? Pentru că noi, în loc să aruncăm căldura în aer, da? În loc să încălzim, nu știu, parcul municipal vest sau ce mai încălzim noi cu pierderile de căldură, noi am face o economie la buget. Deci gândiți-vă că în fiecare an noi am avea 25 de milioane, pe lângă faptul că am poluat mai puțin mediu și pe lângă faptul că ar fi pentru Ploiești mai puțină poluare și mai multă eficiență energetică, noi am economisit 25 de milioane în fiecare an. Da, ar fi o economie. Și dacă vă gândiți că noi am putea să modernizăm punctele termice și vă dau un exemplu. În zona Păltiniș, pe vremea lui Ceaușescu, da, exista un proiect de realizarea unor panouri solare. Pentru, pe vremea lui Ceaușescu, panouri solare. În momentul de față există aceste panouri. Unde? În zona Păltiniș. De acum 40-50 de ani? De acum 40-50 de ani există panouri solare, ceea ce noi, iar telespectatorii vor spune, da, domne, iar vine Enescu cu idei fantasmagorice. Nu, există aceste panouri solare pe blocuri. În Ploiești, ziceți? În Ploiești, acum când vorbim noi. La Păltiniș? Eu nu l-am văzut în viața mea. La Păltiniș. Putem în merge zona până... Păltiniș, între Păltiniș și Malul Roșu. Și știți unde sunt? Da. Haideți să... Deci panouri solare în Ploiești? Panouri solare în Ploiești, în momentul de față sunt dezafectate, dar... Mergem să le vedem, revenim imediat. Am trăit să o văd și pe asta, dragi prieteni, nu știam, recunosc în ignoranța mea de Ploiești, ați avut dreptate. În spatele meu vedeți un bloc, două, aici cred că le-au demontat, mi-a spus că nu se numesc panouri solare. Captatoare solare se numeau pe vremea aceea. Toate vechi de 50 de ani, da? 40-50 de ani. 50 de ani, toată zona Malul Roșu, Păltiniș, a fost făcută cu aceste captatoare și solare. Aici, din păcate, foarte multe au fost demontate pentru că aveau metal sau cupru în ele și aveau o valoare. Da, și oamenii cred că nici nu au fost informați. Dom'le, uitați, exact. Țineți-le și veți câștiga niște bănuți. Că a fost după Revoluție. Dar gândiți-vă că aceste captatoare solare făcute în anii 80, da, aduceau, mai ales vara, cam jumătate din consumul de apă caldă era asigurat de aceste captatoare solare în anii 80. Deci stați puțin. Deci, dacă noi, proprietarii acelor apartamente unde nu mai există, nu mai e funcțională, încă există acele captatoare solare, dacă, și cu avansarea tehnologiei, că acum se captează mult mai multă energie solară, factura la apă caldă era cu 30% mai mică sau cu cât ați spus? Jumătate din factura din timpul verii. Ele nu puteau fi folosite în timpul iernii din anumite motive, că erau mai puțin eficiente decât cele din ziua de azi. Dar cu niște panouri solare moderne, da, am putea să asigurăm aproape 40%, hai să zicem o treime din consumul de apă caldă. Cu avansarea tehnologiei, cred că sigur 40%, da, că a avansat tehnologia față de acum 40%. Să vă dau un exemplu. În Brașov, de asta am vrut să venim și aici, și lângă un punct termic, nu doar lângă aceste captatoare. Nu, eu am vrut să vin să le văd că există blocuri cu captatoare, cu panouri solare. Așa. În Brașov, 1 milion de lei costă. Au pus captatoare solare pe punctele termice și ei au generat o economie de 20-30% pentru fiecare punct termic. În Ploiești sunt 86 de puncte termice și 36, dacă țin bine minte, de module termice. Dacă la cele... Sunt bani europene, adică nu vorbim aici din bugetul local. Noi dacă am face aceste investiții în panouri solare și în captatoarele solare și în reabilitarea punctelor termice prin montarea de astfel de echipamente, am aduce un plus față de cei 25 de milioane despre care am discutat anterior prin reabilitarea rețelei primare, un plus de 30 de milioane de lei economii la bugetul local. Gândiți-vă că o să avem 30... Deci 6 milioane de euro. 6 milioane de euro plus încă 5 milioane de euro, avem 11 milioane de euro, 55 de milioane de lei, bani cu care am putea să facem proiecte, să-i multiplicăm, dacă vreți, anual. Anual am putea să generăm... Cum adică să-i multiplicăm? Cum? Gândiți-vă că fiecare proiect european are o cofinanțare, are niște cheltuieli. Tot la proiecte europene vă gândesc. Tot la proiecte europene mă gândesc. Și am putea să-i multiplicăm. 50 de milioane de lei înseamnă aproape 1 miliard de euro. Hai să zicem că jumătate... De lei. De lei, scuze. De lei.
Gândiți-vă că... Deci undeva la 5% a spus, dacă s-o cotezi 5%, bine. Hai să zicem media. 10, hai să zicem 10%. Deci 500 de milioane de lei în fiecare an am putea să... 100 de milioane de euro. Să avem exact 100 de milioane de euro proiecte europene doar prin aceste... Deci pe înțelesul economii. Nostru, să spuneți așa. Domnul, din aceste economii, cu panouri solare pe punctele termice, cu panouri solare pe blocuri, facem o economie de 10 milioane de 10-11 milioane 10 de euro. De euro, bani pe care nu pe care îi punem ca și cofinanțare pentru alte proiecte. Pentru alte proiecte, ca să atragem 5-6 milioane de euro. Da, și să dezvoltăm cam pe acolo, sau mă rog, 100 milioane de euro anual. 10% am pus. Domnule Nache, Ploieștiul are nevoie de bani europeni, nu se poate dezvolta fără, și toate orașele României s-au dezvoltat, cele care s-au dezvoltat, bineînțeles, s-au dezvoltat doar cu bani europeni. Eu știu clar, exemplu, Oradea. Deci Oradea, Oradea, Brașov, Târgoviște, Buzău. Da, Brașov, Târgoviște, exclusiv prin bani europeni. Inclusiv Breaza, inclusiv Sinaia, nici nu mai discutăm că deja este de altă lume. Domnule Nache, pompierul Andrei. Actualul primar, așa. Pompierul Andrei a semnat un contract. Eu țin minte că la un moment dat a semnat un contract cu semnătura lui, că va face un spital, că va moderniza orașul. Da? Ce a făcut din toate acestea? Nu a făcut nimic. Pompierul Andrei a ratat toate proiectele. Nu a făcut nimic din ce a promis. Doar cu bani europeni putea și... Doar cu bani europeni Ploieștiul deci s-ar putea. Deci vreau spuneți că e singura soluție. Este singura soluție. Uitați-vă la managementul gunoiului. Asta vreau să vă întreb. Dacă punem panou, captatoare solare și pe platformă, nu e singura. N-o să rezolvăm problema gunoaielor cu captatoarele solare. Vă spun sincer că nu știam că există. Deci vreau să răspuneți că nu a respectat, că domnul Volosevici nu a respectat contractul. Nu, vreau să fiu mai direct. Pompierul Andrei a mințit ploieștenii în momentul în care a semnat niște contracte și nu le-a respectat. A mințit. Vă mulțumesc, domnule arhitect Răzvan Enescu, pentru prezență. Ne-am plimbat puțin prin Ploiești, dragi prieteni. Am vorbit mai ales despre eficientizarea, despre eficiența energetică. Vă mărturisesc faptul că nu știam că în Ploiești au existat asemenea captatoare solare din anii 70-80. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți sănătoși!